G2-a, jocuri și prețuri de belea. Sau și bun venit la un nou episod Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Bușilor, ăsta este primul videoclip din cele 3 cu farming pe care le voi posta astăzi. Așa că după ce vedeți videoclipul ăsta, țineți cont că mai urmează încă 2 plus încă 1 de Astroneer printre. Bun, să trecem la treabă. Mi-am luat clas, am închiriat clasul ăsta. Să vedem aici, totul funcționează foarte bine. Totul funcționează bine, avem nivel, avem microfon, totul bine. Bun, avem clasul ăsta pe care l-am închiriat. De ce? Pentru că nu mai am bani. Dacă vă uitați în dreapta sus, colea așa, nu mai am decât 24.750. Pentru că am dat timpul pe rapid ca să crească cultura de soia. Dar o să mai recuperez din banii ăia, evident, după ce vom... Ia să dăm aici un picuț. Așa. După ce vom recolta soia și vom vinde. Până acum, din tot terenul ăsta, ăsta este terenul cel mai mare lângă magazin. Nu am scos decât 33 de tone. Ce înseamnă 33 de tone? Ăstea însumează undeva la un 70.000 de euro. Cum am calculat treaba asta? Dacă ne ducem aici și vedem cât costă soia, cel mai mult în momentul de față sunt aici, la 2700 aproape prețul. Și e în creștere și e foarte bine că e în creștere, că până să recoltăm noi, până să terminăm de recoltat, o să ajungă poate la 700, la 2700. Deci avem așa, 33 de tone, da? Asta ar însemna 66 cu 2000 și cu jumătate, vreun 80, cam așa, vreun 80 de mii, hai să zicem, deci am atins până acum, să zicem, 100 de mii de euro. Am mai făcut upgrade-uri pe care o să vi le arăt într-o secundă, doar că sunt super mega concentrat acum, ca să merg să descarc combina, să o punem la treabă. Mai avem două terenuri, ăsta mic și celălalt de lângă bază. După care trebuie să ne apucăm neapărat de animăluțe, pentru că nu mai am rațe mixte la ele, o să intrăm și acolo imediat. Avem un setup aici pregătit pentru a tăia iarbă, sunt pe el aici. Mamă, asta deja a recoltat jumătate de teren, holy shit. Cu astea o să recoltăm niște iarbă, o întoarcem, o lăsăm la uscat, după care o strângem și o punem la noi în siloz. Pentru, de fapt, cred că nici nu o pun în siloz, cred că o duc direct la fabrica de rație mixtă. Am văzut că funcționează asta foarte bine, pentru că oricum tot acolo va sfârși în final. Așa, hai să o băgăm pe a treia. Huts! Perfectos, nice, bun. O să ne ia ceva descărcarea asta sau nu? Avem 80%, perfect, hai că nu ne ia foarte mult. O să profit de timpul ăsta mort să vă reamintesc de Instagram-ul meu, chiar am postat acolo, dacă vreți să vedeți 3 episoade de astăzi și foarte mulți dintre voi mi-ați răspuns că da, bagă 3 episoade, așa că 3 episoade băgăm și de data asta nu o să uit să iau Instagram-ul, l-am luat. Ieri știu că l-am uitat foarte mult pe ecran, acum gata, nu mai avem absolut nimic pe ecran, suntem pe bines. Câteva mai aici, 9%, 7-6, bun, perfectus. Fii tu atent. Op. Shit, am apăsat greșit. Stai un pic, am apăsat greșit din greșeală. Hop, gata, l-am cuplat din nou. Pornim motorul, din păcate nu pot să dau în spate. Așa că trebuie neapărat să mergem în față și să stricăm un pic cultura. Well, shit. Aia este, n-avem ce să facem. Mai am un setup... Faptul că mai am 24.000 de euro nu se datorează neapărat faptului că am dat eu timpul pe rapid. A avut și asta ceva de a face. Apropo, terenurile sunt fertilizate, deci avem fertilizare maximă și sunt erbicidate, așa că luăm maximul posibil de grâne. Am mai cumpărat și altceva, deci am închiriat aia, dar am mai cumpărat ceva. Hai să vă arăt și ce am cumpărat, pentru că sunt chiar mândru de setup-ul ăsta și îmi place foarte mult. Este vorba de ce vedeți în față. De clas Arion 410, avem o greutate pe care am avut-o dinainte de 3 tone 300 și în spate avem acesta de la Hardy, este un fertilizator de, are o anvergură foarte, foarte mare, nu mai știu de cât are, 25-26, nu mai știu, ia stai să vedem aici. Dacă ne ducem la Crop Protection și dăm colea, e de 24 de metri lățime, suportă erbicid și fertilizator. Și este absolut minunat. Am pus greutatea asta mare pentru că sprayerul de la Hardy suportă parcă 2 tone, cât era, mă? 2 tone 46, deci 2 tone 50, cam așa, de erbicid sau fertilizator. Și m-am gândit că 2 tone plus cât cântărește utilajul în sine, hai să mai zicem o tonă, da? Nu știu dacă într-adevăr e o tonă, dar hai să zicem o tonă. Poate ajungem la un 3 tone și pe față avem 3 tone 300, așa că acest tractor este perfect echilibrat. Avem roți subțiri pentru a nu strica cultura și pe ăsta pot să-l folosesc absolut tot
timpul. Chiar și acum putem, doar că avem ierbicid, o să folosesc celălalt tractor pentru a fertiliza. Și acum trebuie să ne concentrăm un pic pentru că trebuie să plantăm sugarcane și trestie de zahăr. Sfeclă. Trestie și sfeclă de zahăr. Faptul că am luat și acest clas face parte din dorința mea de a avea foarte multe tractoare clas, dacă nu chiar pe toate. Nu sunt chiar atât de multe, sunt 4 tractoare clas în DLC-ul nou, așa că mi-am 2. 4 sau 5 tractoare, câte erau? Cred că vreo... A? Nu mai știu, 4 sau 5 tractoare, în fine, mai am 2 sau 3. Bun, acum, avem ăsta aici, îl lăsăm să-și facă treaba. Hai să mergem. Dar eu n-am o remorcă, mi-ar fi trebuit o remorcă. Mi-ar fi trebuit o remorcă. Ia să vedem noi câtă rație mixtă avem aici, să văd dacă se merită să aduc o remorcă aici. Mi-ar fi trebuit, deci sunt în durere cu o remorcă. Îmi trebuie neapărat o remorcă pentru altceva. Oh, 60 de tone de rație mixtă. Oh my god. Ok, bun. Și la animăluțe. Ok, avem de toate. Trebuie să mai facem un pic de curățenie, dar în rest avem de toate. Ne mai trebuie să ne mai punem aici niște rații mixte. În rest suntem jujuc. Manur 9 tone. Perfectos, boss. Asam, pasam. De unde fac eu rost de o remorcă? Nu prea am sincer de unde. Ia să vedem dacă există vreo remorcă super mega ieftină pe care o să o luăm. Aș vrea să o cumpăr, nu să o închiriez, pentru că nu se merită să o aduc de la magazin. Ah, poate pot să lucrez cu un Uger Wagon, dar ăsta parcă nu suportă rație mixtă, nu? Nu prea pare să suporte rație mixtă. Ok, hai să mergem la trailers. Cea mai ieftină e... Wow, 19.000, păi da, nu mai rămân fără bani de tot, man. Ok, în cazul ăsta facem următoarea situație, că nu am ce să fac altceva. Bun, selectăm pe ultima. Așa. Yeah. Asta a fost ultima. Oh, da, asta a fost ultima. Și facem aici trenuleț de 3. Nu am ce să fac, nu am ce să fac. Facem trenul SD3 și venim cu un tractor. El a să oprim motorul aici și venim cu unul din tractoare. N-are rost pe ăsta. Hai să luăm fendul pentru că îl avem deja în fermă. Uite pe ăsta. Bun, îl avem deja în fermă și vom merge cu el. Mergem cu el, luăm remorca aia și ne mai mișcăm pe aici picol. Mai duce și noi niște rații mixă, niște ierbuliță, niște păietuțe. Trebuie să transport practic produse. Oh! Nu cred. Nu really, my dude? Really? Celebra betonieră? Really? Trebuie neapărat să transport produse la fabrica de rație mixtă și lucrurile astea trebuie să le transport pe la mine prin fermă. Așa că îmi trebuie una mică, adică o remorcuță mică, care să-mi facă treaba pe aici. Văd că combina mai merge o dată. Oh, mai are o dată. Ok, ok, ok. E pe bine, e pe bine. Bun. Aș fi avut și T150, ar fi mers și T150, sincer. Dar dacă am avut fendul la îndemână, e ok, că fendul prinde 53 de km pe oră, deci e mult mai rapid. Bun, let's go! Ăla mai are? Ia să vedem aici. E la 32% plin cu soia. Bă, foarte puțină soia iese din terenurile astea și e nașpa. Sincer, mă așteptam la un profit mai mare, dar probabil pentru asta o să trebuiască să cumpăr alte terenuri. Cred că pe viitor o să mai fac și niște misiuni doar pentru a face niște bănuței în plus sau să scad prețurile unui teren. Ca după aia să pot, să pot să-l cumpăr. Așa, hai să luăm aici rație mixtă câtă putem noi. 16 tone ar trebui. Și să ducem la văcuțele. Deci o grămadă de treburi de făcut. Uite, a crescut și iarba pe dreapta. Aici unde am recoltat prima dată iarba, unde am tăiat-o. Și trebuie să o tăiem din nou și aici și în partea cealaltă. Deci am iarbă o grămadă și aici mai am resurse. Mai trebuie să aduc paie. Paie nu mai am decât 15 tone. Din restul mai am văd tonaj. Doar că 15 tone mi se pare foarte puțin pentru paie. Așa că hai să mergem cu alea așa. După ce terminăm cu văcuțele, trebuie să descărcăm probabil combina că a terminat pe terenul ăla. Trebuie să nu uite de treaba asta. Și încă suntem. Ok, bun, mai avem timp. Deci putem să punem și la recoltat. Axionul nostru putem să-l punem la treabă chiar. Bun, hai să descărcăm aici. Eu nu văd mizerie pe jos, mie mai arată aici acum că aș avea nevoie de o 40% curățenie, dar văd că nu apare. Ok, 16 tone cred că e de ajuns deocamdată și probabil o să las văcuțele așa pentru că sunt ok. Avem, da, par ok, 11, e în regulă, e în regulă, e în regulă, până
recoltăm noi de tot, uite, deja combina noastră a terminat de recoltat. Până terminăm noi de recoltat, o să fie super în regulă. Bun, ca să nu se supere văcuțele pe noi, o să facem și curățenie, deși nu văd pe unde naibii ar trebui să facem curățenie. Dar în fine, pentru că în față mie pe jos nu mi-apare nimic, doar că în meniu mi-apare cum că ar fi murdar. În fine, ia să mergem până în partea cealaltă și vedem dacă ni se strânge ceva în cupă. Absolut nimic. Ok, nu știu pe unde... În fine, poate... Poate fi crescut pe sub hartă. Vizual poate nu ne arată, dar e acolo niște mizerie. În fine, așteptăm să fie nevoie de o curățenie de 100% și după aia mai vedem. Bun, acum, hai să mergem în... nu în tine... Camaz, boz, vreau și atât. Mai rămân în camaz ca să descărcăm combina și după aia... nu mai știu la cât era combina aia. Cred că aș fi putut să iau și așa, pur și simplu, să o pun pe trenul ăsta. Da, bine, dacă tot am pornit cu camazul, mai avem puțin tel spațiu în cea din spate, sunt la 97%, pentru că după aia mă duc să și vând direct să facem deja bănuțelul. Nu are rost să merg în bază, în fermă și să depozitez în siloz soia, atât timp cât... pur și simplu pot să mă duc să vând. Prețul nu cred că o să crească mult, mult mai mult decât până acum, așa că nu cred că sunt în pierdere în nicio situație. No, bun, unde e și mai combinuțo? Hăț! Perfect, pornim motorașul. Ia să vedem dacă mai e loc aici. Ok, burlanul e mai... ok, nu știam ca burlanul să fie chiar atât de mare. Văd că aici mai intră un picuț. Perfect, hai că nu ești la jumătate bunkerul combinei. Așa că e foarte în regulă dacă îl punem așa la recoltat. Very nice, very nice, very nice. Și mergem și deja vindem 3 remorci de soia. Facem niște bănuțel, boss-ul, facem niște bănuțel. Am observat la Klaus ăsta care are o cameră pe interior, după care avem, bac! Nu mai avem, what the fuck? Ok, mi s-a părut mie atunci, ha? Și cum am făcut eu odată? Ia stai un pic. Deci eu am apăsat... Are o cameră la bunker și am impresia că se activează atunci când e dată pe automat. O să o pun pe lucrător automat și o să schimbăm camerele să vedem dacă se schimbă. Și eu așa am impresia. Eu parcă așa am făcut adineauri și a funcționat treaba. Ia stai să vedem încă o dată. Bun, dacă îi dau aici pe automat, avem interior și bunker. Vezi ce chestie? Deci eu când merg, deci acum avem o cameră la bunker. Eu acum... Ok, nu știu ce asta. Asta ori o eroare, ori habar am ce. Noi acum mergem cu camera, cumva. What the fuck? Deci că suntem din dronă, dude. Like, what? Ok, deci asta e o cameră... Uite, asta e camera de exterior. Camera din interior și camera de la bunker. Pe care o putem modifica noi și o putem pune oriunde. Dar ea de la bunker a fost și... Nu știu dacă... Faptul că modific eu camera se datorează unui mod sau se datorează utilajului? Cred că unui mod. N-am idee, dar e interesant. E interesant. Bun, avem și GPS-ul acolo. Aici putem vedea cum crește bunkerul la combină și se umple cu soia. Perfect, nice, awesome. Acum, hai să mergem să vindem acele remorci de soia. Dar în primul rând, hai să vedem unde mai se vând remorcile astea de soia. Că nu știu, n-am vândut niciodată. Avem 2655 la grain mill. Ok. Grain mill, unde ești grain mill-ule? Plant, grain mill, uite-l aici jos de tot. Bun. Avem așa, este ora 7:48 de dimineață. Hai să dăm un pic timpul pe rapid până ajung eu la grain mill și să vedem dacă crește și prețul. Să stau cu ochii pe el un pic, o să se mergem pe tabul ăsta. Și avem așa 2660, 2661, 2662. Oh my god, ok. Planul nostru funcționează, mai luăm niște euro în plus. Nice. Ok. I feel smart. Cine se uită pe canalul Smarter Every Day? It's freaking awesome. Ia să vedem aici. S-a oprit. Shit. Mayday. Timpul pe real. Ok, la 2665 s-a oprit soia. Acolo e cel mai mult posibil. Deci, băi, cum am zis și eu, nu avea cum să crească mai mult. Adică, la 3000 oricum nu cred că putea să ajungă, ceea ce e super în regulă, pentru că 2600 e foarte, foarte ok. Ia să vedem aici. O luăm... aici trebuie să mă luăm la grain mill, o să iau la stânga. Două stângi trebuie să facem, da?
Facem o dată de la stânga pe aici. Sper doar ca să vin la timp până când se umple combina. Deși combina e la 52%, ne arată inspectorul din partea stânga a ecranului sus. Și nu cred că ajung, dar să vedem. Soia oricum se încarcă destul de greuțel, așa că posibil să ajungem. Două stângi, da, asta e a doua stângă. Cred că cu Kamazul pot să fac stânga foarte brusc, nu cred că se răstoarnă. Îmi place cum face wobbly wobbly, asta e fain. Observați glow-ul ăla de acolo, din colțul de sus al parbrizului. E fix bloom-ul, așa se numește, e un efect de la shader pe care Farming Simulator nu-l are, dar îl mai găsiți și în Euro Truck Simulator chiar. Așa, aici cred că trebuie să fac la dreapta, la giratoriu. Nu știu exact unde e grain mill-ul ăla. Nu știu pe unde să ies, o să ies pe aici. Ia stai să vedem. Dacă mă fac... Ok, bun, deci am ieșit perfect pe drumul ăsta. Am intrat un pic prin sătuleț. Nu știu sigur dacă e oraș sau e sat. Mie îmi pare a fi sat, așa că sat o să-l numesc. Și merem pe Achilea. Cred că asta la dreapta ar trebui să fie grain mill-ul. Ar trebui să fie o moară. Uite asta. Bun. Și aici descărcăm. Ok. Punctul de descărcat pe hărțulia asta mică e pus puțin anapoda. Puțin tel doar anapoda. Bun. Prima dată voi selecta Kamazul în sine. Îl descărcăm. Selectez și pe al doilea și descărcăm și a doua remorcă. În același timp că putem, din câte văd, punctul de coliziune al descărcării e destul de mare încât în cap două remorci. Ador hărțile care fac chestia asta și nu e doar mic așa să-l nimerești. Am mai avut eu hărți înainte care erau foarte dificile la capitolul ăsta. Crebașir Mihl. Mihl. Alrighty. Și acum selectăm pe ultima. 80.000 de euro. Așa, hai să le adunăm. 80.000, deci am trecut de 100.000 doar din două remorci. Nice, înseamnă că am estimat puțin pe lângă. Puțin pe lângă. 80.000 și cu... Ia să vedem acum. Oh, nice, 80.000 sună bine de tot. Se duce. Cam pe aici, 40 ceva ar trebui să se oprească. Mai are. Și cu 80 cu 40, 120.000 din... Evident, foarte rotunjită suma. Din 3 remorci de soia avem 144.000. Cred că e în regulă pentru a ne închiria 9 semănătorile de care avem nevoie. Pentru a recolta după aia trestia de zahăr și sfecla de zahăr, o să ne mai trebuiască, bineînțeles, alte utilaje pe care le voi închiria abia după ce cultura a crescut. Pentru că dacă le închiriez acum, o să plătesc închirierea lor 2 zile degeaba, 2 zile cât îmi ia să crească cultura. Așa că vă sugerez, dacă plănuiți să recoltați cu utilaje închiriate, nu le închiriați decât după ce cultura voastră a crescut și este gata de recoltat. Altfel veți plăti degeaba, pur și simplu, da, închirierea, pentru că nu aveți cum să le folosești. Deci 2 zile stați pe tușe și plătiți acolo degeaba. Hai să băgăm și noi semnal stânga și să facem o depășire cu Kamazul. Ia uite Rusescu ce rupe acolo. Păniceți. Ia să vedem mai bine ceva. Ok, perfecto, stai să ne băgăm la noi pe bandă. Semnal dreapta. Băgăm aici. Cam brusc de volan. Ăla a fost boss. Nice, bănuței. O să duc Kamazul fix pe terenul pe unde avem acum combina. Și combina acum e la 82%. Ia care am întors până ce combina s-a umplut. Very nice. Cred că las aici pentru că cât a făcut, mă? O trecere, două, cred că vreo 3 trecere a făcut. Ori 3, ori 2, nu-mi dau seama. Cred că a făcut 3 treceri și cred că o să se umple aproape, dacă nu chiar fix când o să ajungă în partea asta. Așa că o să-l lăsăm pe ăsta aici, ceea ce e super mega awesome. Bun, acum, ce vreau să facem acum e următoarea situație. Vreau să cumpărăm o semănătoare de sugar cane-uri. Pentru că vreau să punem sugar cane pe ăla mare. Foarte, foarte important. Ia să vedem aici ce avem. N-am mai jucat de foarte mult cu sugar cane-uri. Deci remorcile le lăsăm pentru când va trebui să recoltăm. Nu acum. Nu mă bag la remorci. Deși aș lua niște remorci mod ceva mai ieftine. Cea mai ieftină modalitate de a recolta este asta. Cu lizard-ul. 45.000 de euro. Oh my god, man. Oh my god. Ok. Sau închiriem o combină de aia. Vedem. Two-row billet plantel. Drive-less.
With a cedar plant you can sow fields. Păi și care e diferența dintre astea? Ah, ăsta are un metru, ăsta are 2 metri lățime. Lățime, pardon. Single row billet planter, 32.000. Vai de viețuca mea, ok, bun. Ăsta e ieftin, dar e foarte încet, like, extraordinar de încet. Ăsta e cel mai încet posibil, merge decât cu un singur rând. Ăsta e cel mai ok pentru că are 2 rânduri din câte văd eu. Doar că, da, știi ce ne costă decât 4.300 să-l închiriem, așa că, fuck it, o să îl închiriez. Pac! Bun, perfectos, awesome. Și cred că ne trebuie să cultivăm înainte, dacă nu mă înșel eu. Da. O să trebuiască să cultivăm înainte. Știi ce facem? Facem următoarea situație. Decuplăm, luăm clasul și nu mai știu dacă am pus eu un cultivator. Unde am putut eu cultivatorul? Mizez pe faptul că l-am pus în bază, deși nu mai țin minte. În fine, mergem în bază și luăm cultivatorul. Cred că acolo l-am pus ca să rezolvăm terenul ăsta. De-abia aștept să pot să cumpăr și terenul cel al 23-ul și pe aia să le unesc, să fac un teren foarte, foarte mare. Uite și pe astea două de aici, le vreau. Să vezi atunci când vom avea bani ca să cumpărăm terenuri, să vezi ce ne băgăm. Ok. Știi ce? Punem aici pe dreapta. Și mergem și descărcăm urgent combina. E mai important să descărcăm combina decât să mergem cu tractorul. Așa, tati. Ia că am și calculat corect, s-a umplut fix aici. Bun, o să selectez ăsta doar să-l avem noi aici. Acum ne orientă. Băi, deci ador burlanul ăsta, mă. E atât de departe punctul de descărcare față de combina. Este genial, poți să mergi cu orice practic în cap aici. Înălțimea, da, e foarte, foarte înalt. Și e fain, avem două combine de la clas și asta e cea mică. Asta nu e aia mare, asta e cea mică, cealaltă mare are șenile pe față. Dar am zis că n-am de ce să o închiriez pe aia când deja s-aș face foarte, foarte bine treaba. Bun, o să încheiem aici primul episod și așteptați încă două că vin. Până data viitoare, v-am salutat!